mă, Rulane, mă? Ți s-au necat corăbile? Beau de supărare. Că n-am un ban. Păi n-ai luat, mă, ieri leafa? Păi, ai luat mie leafa. Ce, 10 milioane? Ăia e bani? Ăia e... Băi, mama lor, sunt dita mai președintele de club. Femeile se așteaptă să viu cu căldări de bani, să... Aia, ca becarii. Să deschid portofelul, să sară cardurile ca cărțile de jos în pachet. Cred că sunt al mai prost președinte din club din istoria fotbalului, al mai pârlit. Dar ce este din istoria fotbalului? Din istoria aia mare care există, ea, care a inventat dinozaurii. Și de asta bei tu, mă, că n-ai carduri, așa. Exact, exact, de asta beau, de asta, că n-am card. De rușine. Ok. M-ai convins. O să ai car. Ia dracu, Van Damme, cu ce te-a pus primar, să nu pui tu vecea în tot orașul. Ce fac? Adică ce fac știu. Unde fac? Problema, unde e? Ocupat. Mă scuzați. Nu vă spuneați, domnul, nu știți un veceu cu molicozonă, că mă strige vezicaș. Nu. Dar puteți să mergeți să vă acceseți la banca aia. Aha. Le spuneți că ați venit cu treabă. Aha, treabă mare, mică, ca să știu ce trebuie la ghișeu. Treabă, adică aveți de plătit o factură sau ceva. Da, sunt sigur, nu o să vă întrebe nimeni nimic. Arătați-a directă. Da, mulțumesc frumos. Puteți să faceți liniștit. Și ce comisioane au, chiar merită să faceți ceva în banca lor. Hai, dă-te pupă, zic, că așa mă enervez. Ia-ți! Nu, pe cuvânt, n-am vrut! Uite, ia-ți păruțul și lasă-mă, că n-am avut de gând, mă, să... Ce? Nu știu, mă, ce... Ia uite, ia! E deschis! E deschis! E deschis! Trăiți, trăiți? Da? Am un colet pentru doamna Gogoașe. Hei, cine de-aș ești, doamna? Germinele asta, tanti! Ia aici pe trasă. Ce e, păcerașu? Un colet. Bă, dar ce fugi, mă, că nu știi ce pierzi, mă! Bă, fraieru! Coletul! A, în sfârșit a ajuns! E deschis! Macare. Hai! Hai! Popăjel! Da! Dacă mai mintiți vreodată ușa-n față, își ciufuiesc cu lipul de teamă, mă trebuie! Hai, tanti, dar ce ați primit aici? Ha! Cred că a venit Picu-pu! Picu-pu? Da! Când l-a rugat pe DJ-ul satului și mi-l dea înapoi, să mai mi-aduc și o aminte de tinerieștile mele, de muzica bună și adevărată, de porcările care s-a cu la radio, că e numai zbângeală și zgomoteacă. Popăjel, hai de grabă și montează-l cu vestit și te fac un tango din ăla la sentiment. Stai, tanti, că eu nu mă pricep să montez, că eu sunt bâtă la tehnică. Ești tu bâtă la mai multe, tot așa fiu bărbatul în casă. Bine zis. Adică amata ești pricepută în toate celebre. Da. După ce pui mâna, să simțești imediat. Da, da, vreau să încercăm. Nu! Luați loc aici, vă rog. Vă așteptam. Pămire? Bineînțeles. Suntem onorați că ați apelat la banca noastră. Ia spuneți, ați venit pentru o treabă mai mare sau doar pentru nevoi personale? Numai nevoi personale, mai exact treabă mică. Am înțeles. Păi
atunci va trebui să vă deschidem... Dumneavoastră? Eu, normal. Doriți să vă deschid altcineva? Nu, e bine și dumneavoastră, dar mai repede, dacă se poate, că... Vă grăbiți, am înțeles. Așa e, pentru că timpul înseamnă bani, nu-i așa? Dați-mi datele. Care date? Datele personale, că altfel nu pot să vă deschid. Ați lăsați că mă deschid și singur, fără date. Fără date nu se poate, pentru că trebuie să vă fac fișa. Păi de atâta lucru? Așa e procedura. Bine, dar repede vă rog că... Nume, prenume și data nașterii. Mamă, în ce date de parcă mi-aș face card? Păi card vă și fac. Păi trec card ca să intru acolo? În cont, da, bineînțeles. Dați-mi buletinul. Mersi. Salut! La ta nu chide! Mai puțin, că mă grăbesc, încerc. Gata. Gata, luați contractul, citiți-l. Îl citesc dincolo. Dă, Doamne, să se curenteze. Zi, Doamne, ferește, pupăză. Că dacă nu moare și crește doar energia, o să vrei să-și o împământeze în tine. Uită ce am zis, Doamne. Yes, merge, vai. Ce emoții am avut, credeam că nu mai pornește. Că e vechi decât lumea și pământul. Cam a ta. Tabla Giulie, m-ai făcut cumva baba? Nu, nici într-un caz, tântișor. Eu făceam referință la faptul că, în sensul bun, că tot ce e vechi e de calitate. Adică și eu, nu? Da, da. Merci. Da, ce miroase, bre! Aromantism, bubăzel! Aromantism! Ia pune-l pe ăsta mai întâi ca să deschidem balul cu un blues. Cu un blues? Da! Păi, tanti, da, ăsta nu o să meargă, tanti, că e zgâriat, uitați, e zgâriat peste tot, sigur nu o să meargă. Ești tantă lău de bine la pupăzel sexos ce ești, ăsta nu e zgâriat, așa e el cu șanțuri. Dar ce să știți, băi, că v-a făcut calculatorul la capul praf țenderic? Înțeles-i-nă, tanti, că... Miros a graj. E exact acolo le-am ținut. Păi ți-am spus că DJ-ul satului are discoteca exact în graj. Ce melodii vechi. Auziți, tanti, nu mai bine vă luăm noi melodiile de pe net și aruncăm toate mizerile astea înainte să ne sufocăm? Am venit de pe net? Pufăzel, de vrăjale de noastră sunt sătule până peste cap. Dacă vrei să scap de ele, mă învăți pe mine cum se lucrează cu netul, să-mi iau eu muzică, da? Că oricum îmi trebuie. Că poate, cine știe, mâine, păi mâine, îmi dau întâlnire cu un tinerel de pe net și nu știu cum se dă buze pe mașangerul ăla sau cum boală îi zice lui site-ul ăla de bună neală. High five! Hai, lasă-mă! Ești și tu pe site-ul ăsta? Vrei să-ți dau și ție buze? Nu sunt preferit! Lasă-mă! Bine, mă, lasă! Oricum, ție-ți dau un direct, adică offline. Bre, dar te-mi pricep ceva la... Normal că mă pricep, tablagiule, că trebuie să fiu și om de-n dinți, o lecuță. Copăză, ia zi, când începem lecțiile de net? Hai, programează-mă mai repede, că altfel îți intră mirosul de bălegare în piele. Da, dacă începem, pot să le arunc? Nu. Că dacă sunt bâtă și nu pricep nimic, rămân fără muzică. Și după aia, pe ce te mai fac tangouri? Ia, ascultă. Mi-ai lipit de suflet. Lasă-mă să lipesc, așa, da. Amare ca de scrisoare, da. Și nu pot ori ce-aș face să te mai deslipesc. Dure, te-a dus spiritul! De ce ai răcit? Aș că-și face baba frecție, vrei? Nu! Bă, da, o aspirina săracului, a? Gata! L-a semnat, mersi frumos, să nu ne-a plecat. Păi și cardul? Păi ce card, că n-am luat niciun card. Era deschis, am intrat fără card. Cardul pe care vi l-am eliberat, nu-l luați? Ei, mi-a și făcut card. Pentru nevoi personale, cum aș cerut. Aha,
Anță, dracu, barăz, bă, și ce repede s-a mișcat, nu m-am intrat, o să te zbârnești un pic la ei, că te sare cu banii. Și cât m-a l-ai zis ca pe chestia asta? Momentan n-aveți niciun ban pentru că trebuie activat. Cum faceți asta? Dumneavoastră depuneți o sumă de bani, după care noi vă disponibilizăm triplul sumei depuse. Uitați. Super, dar și banii pe care trebuie să-i depun. Nu, ăla-i numărul de cont și codul PIN al cardului. Bine ar fi ca după ce memorați codul să distrugeți hârtia ca să eliminați orice posibilitate de fraudă. Să elimini hârtia ca să... Să nu fiu ca țăranii proști care rupe ciocolata, aruncă bucata și mâncă hârtia. Îl memorez, că am memorie de elegant. Ăsta de elefant. Hai, te-am pupat, păsărica. La revedere. Și pe tine. Ha! 6-6! Praf, te-am făcut, Ghionete! Dă-o măsa de treabă, bre, dar prea-i băga mâna aia uneva, că altfel nu-mi explic. 6-6-6! Bravo, Mateescule! Mulțumesc, șefu, e al doilea marți la rând. Vă stați și-o frecați? Și orașul e terorizat de falsificatorii de carduri. Dar n-am primit nicio reclamație, șeful. O să primești, Mateescule, dar împreună cu o penalizare de la mine. Ai înțeles? Cu o penalizare. Știi ce? Aia și pentru tine, Chiorete. Da. Dar știi de ce? Știți de ce? Ha? Ca să recuperezi prejudicii pe care le-a făcut lui săraca mămica. Băi, i-a luat toată pensia de pe car, Mateescule, înțelegi? Și dacă pe ea o șefuit-o, care e dita mai mama de comisar de poliție, vă dați seama ce le fac la ceilalți pensionari. Cred că le iau și pielea, bă. Aveți dreptate, șefu, că guvernul ăsta la ce pensii de la vieții pensionari că a ajuns toți în piele. Macar să ne dea piele înapoi, să o ia și pe aia. O să luăm măsuri, șefu, și vă promit că până diseară banii mămițichii dumneavoastră vor fi recuperați. Așa să faceți. Care și-a nevoie de bani pentru medicamente, pentru reținere. Nu mai dă și mie din când în când că sunt băiatul ei, nu? Parazitule. Auzi, bre, dar cred că mai minte și șeful ăsta din când în când, că doamna Irene Mititică și azi credita mai. O fi luat niște steroliți? Ceva, da? Hai, Chiorete, fugi pe teren, că dacă mi-a ăsta din bani, îți iau și eu ție. Principiul tranzitivității. Hai, bre, că n-avem niciun pont. De unde, dragi, dar mi-a știu eu din ce bancomate scoate ea banii? Hai. Nu știu, Chiorete, urmărești toate bancomatele din oraș și imposibil să n-apară și niște fețe mai dubioase. Hai. Faci, bre? Ca așa văd mai bine. Păi, deocamdată trebuie să asculți, nu să vezi. Deci, primul pas. Deschidem o fereastră. Și ce, dacă deschid fereastra, dau buzna tinerei? Tehnică, dar văd că agățatul se face cu o capă vremea mea. Că și la mine, tinerețe, dă dau buzna tinerei pe fereastra mea. Vai, ce m-am învârșat. Ce amintiri, bă, nu să deschid fereastra. Prima lecție! Nu aia, bre! O fereastră pe calculator! Păi de ce nu zici? Ne. Așa și? Uite aici! Dai click și gata! Suntem pe hi-fi! Și acum poți să primești buze? Vreau! Îmi dai? Nu! Nu, mai întâi trebuie să deschizi un cont! Eu am deja! Da, mă rog, era și normal, că eu stăm de afaceri din Tamai Maroșanu. Mă, la nene, ai și tu cont pe hi-fi? Nu, bine, eu am la bancă, la... Ce bău sunt! Am uitat să-l activez! Ce bău sunt! Bău, dar cu car? Deci, unde rămăsesem? Nu mai rămăsesem nicăieri, rămăsesem să luăm o pauză, că m-a zăpăcit de cap ecranul ăsta. Mă duc să mă întind un pic. Nu vii și tu, popăzel? Nu, că eu trebuie să vă pregătesc următoarea lecție. Păcat! Și nici nu știi ce pierzi. Că și baba ți-a pregătit o lecție. Mă, m-ai făcut babă, mă? Nu, bre! Așa, mă duc să mă întind. Dar să nu stați mult, că se împute casa de la discurile astea. A,
Am zis că mă duc să mă întind, nu mă duc la viceu. De asta e... așa. Bună dimineața, doamna Constantina. Am și eu nevoie de 50.000 de lei. Imediat, dar pentru ce vă trebuie atât? Ca să pun pe un card. Niște afaceri, n-ai tu treabă. Da, șeful știe? Știe, dragă, că el m-a trimis să... să... Ah. De fapt, ai zis că aici un număr de cont, îi trimiți în contul ăsta, ne-am înțeles? Da. Hai, pa. Imediat. Pa, pa. Yes! Hai, tanti, că v-ați odihnit destul. Hai că, până la urmă, uitați și ce ați învățat până acum. Ce am învățat? He? Vedeți? Rămăsesem la deschiderea unei ferestre pe High Five. Păi asta știu. Serios? Ia să văd. Acum pot să plec? Mă, ce înseamnă mintea odihnită? Ar trebui să dorm și eu la prânz în fiecare zi. Corect, du-te, du-te. Lăsați că încep de mâine, că acum avem treabă. Hai să vedem cum ne creăm un cont. Foarte simplu. Păi da, asta nu v-am arătat. Nu? A, da, nu, nu, dar mi-am adus aminte că mi-a arătat hostelul și cândva și mi-am adus aminte. Și mai mi-a arătat și alte chestii, dar o să-mi aduc aminte de ele așa, pe parcursul lecțiilor. Păi, dacă știți atâtea, înseamnă că eu mi-am făcut jumătate de treabă. Așa? Așa că poți să arunc alea la gunoi? Da, mi-a ales, nu vreau să le mai văd, direct la gunoi. Poate crapă de inimă când o vedea că lipsesc și scap și eu naibii. Iartă-mă, Doamne! Stai, Luna! Gata, am băgat banii pe card, dar poți să-i scoți? Imediat, ca să vă activez cardul. Să-mi-l da. Oh, da! Ați băgat ceva? Așa, să am de semințe pe weekend. Bun, gata, puteți să scoateți acum. Ce? Bancomatul e acolo. Da, mulțumesc frumos, Pasarica. Și dumneata. Îmi cere un cod! Codul PIN. A, care e ăla? E pe foaia pe care v-am dat-o. Cel pe care l-ați memorat. Cine? Să nu mai încerez bani, că nu mai am. Am golit toate conturile. Dacă mai vă trebuie, îl sun pe Barosanu să aducă cash. Nu-l suna pe nimeni, că nu-i nevoie. Ți-i aduc eu într-o oară înapoi. Nu mă dăm plicul ăla care ți l-am dat eu cu numărul de cont. Cu... ăla nu-l mai am. Cum nu-l mai ai de fericit-o? Păi, dacă știi aici toate ciornele, n-ați mai avea loc să intrați aici. Ar fi depozit. Gata? Ați scos banii? Nu, cred că nu mi-am scos. Mi-am dat seama că mai aveam niște bani în buzunar. Mai avea câteva miliarde de semințe, da? Trebuia să plec la o partidă de golf, în golf, cu Țiriaș, cu Garcea, că, să mergem pus. Și cu ăsta, dragul, vaporul dus, întors, că e altul, că ăsta se udă. Nu mai... Imaginez. Mă rog, e scump, dar asta e pasiunea mea. Tu n-ai nicio pasiune, ăsta... Pasiune de asta. Pasiune. Așa. Am și eu o pasiune, dar nu e așa de scumpă. Mie îmi place muzica bună. Eu colecționez și discuri vechi de vinil. Au așa un farmec aparte. Da? Au. Și am avut și eu de astea de vinil.
Am avut câteva sute. Ce zic eu sute? Chiar câteva zeci, dar am avut unul cu Dolănescu. Dacă el e mic. Și dacă știam ce-l păstram ție, că zici că ai pasiune ca mine, așa... Că... Acum dacă tu le cunoaștem pasiunile, nu zici și mie pinul de la card, că nu mai stau să-l caup în hârtică, mă grăbesc să ajung în golf. Păi nu l-ați memorat? Păi nu, că n-am zis că am fost în golf, n-am avut timp. Pare rău, dar nu pot să vi-l spun. Asta e politica băncii. Și rar politica băncii să dea dragi în capul lor, că din cauza ei mai merge mic în țara asta, când... Ah! Ah! Ce dai? Ce? Nici dacă... Ha? Nu vă spun? Casa renumitului colecționar de discuri vechi de vinil Băbescu a fost incendiată. Paguba este notabilă, ținând cont că un disc poate ajunge și la 100 de euro. Cred! Adică eu am... Yes! Sunt bogată! Discurile! Unde sunt plăcile? Plăcile! Nu zneceați! Pupașa! Da! Unde sunt discurile? La gunoi! Ha? Cum adică la gunoi? Dar nu sunt la gunoi, că m-am uitat! Înseamnă că l-au luat gunoierii. Păi dar n-am stabilit că dacă te învăț, bre, pot să le arunc? Da, bă, dar dacă mă înveți ceva! Dar tu m-ai învățat să deschid o amărâtă de fereastră! Pupașa, tu mă crești pe mine proasta ta? A mea? În niciun caz. Zic cu ei vândut discurile mele, că știu cât valorează. Dar de fapt ce mai contează? De bani încoace. Da, nu le-am vândut, nene, asta, tante, adică, bre, nu le-am vândut. Dacă nu le-ai vândut, adă-le! De la groapa de gunoi? Exact, de la groapa de gunoi. Că dacă nu, te pun să le ții locul la tinerie aia de pănet până îmi recuperez eu valoarea prejudiciului. Adică discurilor. Tante, laule! Ete, flăș, păi nu caut eu Dita mai vedeta în groapă de gunoi, nici dacă mă omori, bre! Șefu, miroase a graj de undeva. A graj? De unde ne-a vis să miroasă, mă, a graj? Cam așa dumneavoastră miroase. Ați fost în vizită pe la vreo fermă, ceva? Am fost la niște bătrâni la țară ca să cumpăr niște discuri de alea de vinil vechi. Mai ascultați la pick-up? Nu v-ați luat laptop încă? Ai auzit, mă, că e... Nu sunt titră! Colecționarul ia să zic! Da, aia sunt, un colecționar, că de-aia am și cumpărat discurile. Dar știi voi ce valoare au... Sincer, am auzit. Poate ajunge la 100 de euro bucata. E? Cât? Cât? De care? Cum se numește? Zi repede, adu-ți aminte! Trei, șef. Așa, mă. Eu ți întind un deget și tu mi-ai toată mâna. Mă bagi pe țeavă la șeful că deturnăm noi doi fonduri împreună. Șeful, pot să vă explic. Toți banii e la mine pe card. Așa. Eu am avut nevoie ca să-l activez. Acum, cum îi scot, vi dau înapoi. Problema e cum îi scot. Păi e simplu, mă, Mărlane, iei cardul, îl bagi în bancomat, tastezi pinul, auzi? Ia-te tu cardul ăla încoace, hai. Da, cardul! Că cine știe ce tâmpenie mai faci. Așa, zi pinul. Dacă-i zic că l-am uitat, ajung în fundație. 2-2, 2-2, 2-2.
Introduceți cardul. Introduceți codul PIN. Dai. Enter. Introduceți codul PIN. Dai. Enter. Bună ziua, vă de pensii. Chiarete. Exact în persoană. Probleme cu clona cardului? Nu mai știi că care cumva PIN-ul? Nu e clona, mă, distrusule. Uită-te că e original. Ai, originalul. L-ai ciordit și nu mai știi PIN-ul. Nu l-am ciordit, jur. E cardul lui Mârlanu, eu am pus 500 de milioane pe el. Alu Mârlan? Da. 500 de milioane? Hai, du-te, mă, moaștea, că m-ai făcut să-și râd. Auzi, pentru că ești așa amuzant? Îmi dai drumul. Nu, mă, te du la secție, ca să amuzi și restul colegilor. Bacherete. Hai. Mișcare. Bacherete, nu te prosti, mă. Ba, te rog. Bacherete. Alo. Să ne trăiți, șeful. Ce mă... bucur să vă aud. Deci ai făcut un special, nemernicule. Ești în sfârșit bucuros că poți să-mi iei locul. Dar să știi că lucrurile nu vor rămâne așa, Mârlane. Ies din arest și mă ocup special de tine. În arest? Dar de ce sunteți în arest, șeful? Din cauza cardului tău, Mârlane, de ce ești de aia? Șeful! Șeful! Am vorbit acum cu Mârlane. Puteți să mergeți la bancă să verificați că e cardul lui? Ia uși, la bancă, cu Mârlanu. Păi, poate mă uită ceva, nu zici? Ah, ce multe sunt, cu bănuții de pe voi. Mă mut la hotel de 5 stele. Iac! Să nu mai pierdem vreme. Și să sun. Așa. Alo? Sărăt, mănjitele! Vreau să dau și eu un anunț. Vând discuri vechi, antice, de vinil. Sub prețul pieței. Cotrogen 18, da? Grăbiți-vă! Mersi, Doamne! Bună frumoasă! Ia uite ce ți-a adus, Ferdi! Ia uite ea! Vai, nu-mi vine să cred! Ți-a zis, ia că e ca cadou de la mine pentru mulțumesc tine! Mulțumesc mult de tot, dar nu trebuia! Sunt și originale! Da! Dar a ce miros? Ați miros? Au... A vechi, dragă, am ucigai. Ăsta e semnul nobleții, dar la brânză, e adevărat, dar e... Și e moștenire de la bunicul meu, de la străbunicul, regele Ferdinand, da, al minus unulea. Fereastră, povine băstră, minus zero, e zero și eu întâiul, Ferdinand întâiul. Că de-aia și zice Ferdinand întâiul. Nu vine să cred că vreți să-mi faceți cadou o moștenire. Da. De obicei moștenirile nu se dau. A, nu știu, pentru tine fac o excepție, că mai cucerit. Dar dacă fac o excepție, nu faci tu una cu pinul ăla, că... Mă grăbesc să ajung la... Cum îmi risc eu jobul pentru... Dați-mi buletin. Ia că și eu mi-am riscat blazonul. Că dacă mă află casa regală, mă desfigurează respectiv baba. 1, 2, 3, 4. Ce? Pinu! Ap! Pa, mersi frumos cu pețele. Aha! Ha, nu mișcă nimeni. Deci avea dreptate Baros că ești și tu implicat, bă, măgarule. Și Duduica acelea de față, crezi că e veriga din sistem, că ea vă dă pinurile. Ia-i de voi cu tăticul să vă ducă el într-un loc lecoros, unde să vă giugiuliți în bună stare și ordine, mă, cât vreți voi. Corect, eu nu pot să merg, bă, că am trebuie să ajung la golf. Ori dai cinșurile, stai. Ori dai banii, ori stai... Stai! Stai, bă, ești genus! Ce că nu... A,
Uite! Uite cine a luat discurile! Nu am luat nimic, fonfăitule, ceță, asta e cortelit, e confiscată de la Mârlanu. Ah, ce aud? Deci Mârlanu mi-a vândut discurile? Aha, să nu mai ziceți că eu vreau să le vând. Bună ziua, în legătură cu anunțul. Care anunț? N-a spus că vindeți niște discuri de vinil? N-ai vrut să-mi vinzi discurile, a? Măgărule. Poți să le văd? Nu! Dar dacă vrei, poți să vezi cum îl vii ales pe asta! Nu, nu, nu. S-au nu, mulțumesc frumos! Stai, bre! Stai! Ciurete, viol! Ciurete, nu intervii, mă, că sunt prieten! Stai prins! Hai, du-te cu păza, da, din aurea, când m-ai băgat tu pe țeavă la tântișor cu discurile. Nu-ți mai eram prieten? Ce-ați făcut, băi, incompetenților? Ați arestat niște nevinovați? Doar ca să scăpați de plata pensiei lui mămica. Care nevinovat, șeful, că i-a prins în flagrant cu carduri mânărite? Serios? Și atunci de ce a confirmat banca că ăla chiar era contul lui Mârlanu și că banii chiar au fost băgați de la FCM? Aud? Deci, aveți de plătit o pensie, puișori. Asta e, șeful, e o pensie și nu omuri, cât poate fie? 85 de milioane. Cât? 85! Avea pensie de-aia... Păi, vă faceți mămica nesimțită? E, pentru asta eu plătesc și pe aia de luna viitoare. 85 cu 85, 375. Afară. Fuga. Marș. A? S-a mai dus? Cu carne se trage vreo tăia chitră, nu cu pâine. Ce vorbești? Dar tu știi cât costă o bucată de carne? Auzi, mă, e adevărat că numai cu carne trece vânătaia? Mai tacă-s fleanca aia, mă, nu te mai plânge atâta ca baba dusă înaintea trenului. Și zi mersi că nu ți-a făcut nimic cu așca, doar ți-a tras o chelfăneală. Că putea să te pui să-i plătești toată pensia. Cum am pățit eu? Și am fost la groapa de gunoi ca să-i le caut. Bine, naibii, că nu m-am văzut careva că... Nu fi așa, sigur. Ia uite-ți ce aceea. Senzațional! Chitroșenia proverbială îl face pe domnul Pupă Zășeu să caute până și guraie. Iete pozele! Dar nu sunt chitră! Ba, de aici nu este așa ceva. Da, mă, da. Ia uite ce bine-mi stă părul. Gata? Nu, ai. Nu că... Să las-o, să zică și ea, te rog, zice și-o rău. Și m-a specit și până aici, are Am și eu o pasiune, da, dar nu e așa de scostisitoare. Dar e... și eu scump. Cam scump e. A? S-a mai dus? Cu chitră se trage vânătaia ăsta cu carne. Cu chitră se trage vânătaia, bă, fripune, bă, cărnasule. Dar nu sunt carne, bă, că tu știi cât costă chitra.
Super tare filmul, bă! Dacă aș fi fost eu, Camel Gibson ăsta... N-aveai cum, Mârlane. Că unul pe care îl cheamă Mârlanu nu poate să arate Camel Gibson. Nu l-am fățișare, mă referea, bă, tâmpitule, că acolo sunt net superior, este mușchi, acela, este fizic. Mă referea la faptul că cum citește el gândurile muierilor, bă. Ăla e film, fraiere. În realitate nu există așa ceva. Și tu? Păi uite aici, Dita mai paranormalul. Citește el gândurile cuiva? Ăsta nu e în stare nici să citească ziar. M-a făcut bău care cumva fănfăitule? Sau mi se pare mie? Ți se pare, Chiorete? Eu vreau să zic că de-abia citești, că nu ai timp. Adică rar, pentru că tu ești mereu în luptă cu infracționalitatea, mă, Chiorete, mă. Așa, da. Dar nu zici că mi-ar făcea mai mult plăcere să citesc gândurile la muieri decât ziarele? De fapt, doar gândul lui Afrodita, mă, că aș vrea să aflu și odată și odată dacă mă iubește, oba. Păi atunci, fă și tu baie cu fenul, Camel Gibson. Ai vrea tu, fănfăiturile, ca să rămâi singur cu Afrodita. Și te mai duce capul la prostii că te joacă în picioare. Hai, fată de urecă, electricienii cu mâinile verifică curentul, bă, în fire. Bă, că dacă pe nebunii face bine cu curent, cu electroșocuri, tu n-ai ce să paci, bă. Hai, mă, un pic. Nu. Hai, ah, fătălăule! M-ai strigat? Mă, Chiorete, pe mine mai mă strigi, fătăule, că acum am și eu o demnitate mea, sunt patron, mai sunt, da, trebuie să mă obișnuiesc cu noua titulatură, Barosane. Mă strigi? Barosane, ne-am înțeles? Da, Barosane. Așa, mă? Barosane. Trebuie, mă, și speria! Te sperii ca bou, mă, vrei să te curentezi, ți-a frică. Hai, mă, un pic, mă, cu curaj. Curaj, găină, că te tai, mă. Hai, mă, hai. Hai să mă văd acum. Deci Barosane, da? Da. Hai, stai puțin să înțeleg. Adică, l-ai pârlit înainte să-l asomezi? Sau curentul era metoda de asomare? Parte că răscrea bouă, ceață. Nu nimic amuzant, fănfăitule. Putea să întâmple o nenorocire. Păi s-a întâmplat deja, Chiorete, s-a întâmplat. Că noi o să trăiască să-i plătim spitalizarea și șpăgile la doctori. Stai, potolit, chitră, că nu trebuie să plătim nimica în micuța, că nu e voie de spitalizare, că i-a dat redrumul. Că n-a apucat să-l zgâlție mult. Căci că fiindcă am tras eu ăla, am tras chirul, mă. Bă, o ieși, mă. Nici nu știu cum trebuie să mă revanșez față de trânsul. Păi, lasă-l să te curenteze și el pe tine. Mie mi-ar conveni că eu singur n-am curaj. Dar crezi că el are curaj a face treaba asta? Hai, vini, mă. Da, și tu pleci. Bravo, mă. S-a prins bine electroșocul. A prins tupeu fătălăul. Fătălău e fiul lui Măta. Ce dracu, bă? Oare să n-am nimic în cap de nu pot să-mi citesc gândurile? Bună dimineața, porcule. Bună dimineața, coada vaci. Eu în locul tău l-aș termina, că putea să te omoare, mă. Mai tacă-ți plis cu ăla de păsăroi intrigant ce ești. Că a avut tot dreptul să se răzbune, mă. Că și ăla am curentat pe el. De acum sunt închit. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, nu care cumva tu ai fost ăla, te-ai zis să-l las să mă electrocuteze? Că poate ajung și eu ca Mel Gibson. Păi și ai ajuns? Nu-ți. Eh, păi vezi, a făcut treaba de mântuială. Deci, merită pedepsit. Aha, bine că ai venit, mă.
Bă, Chiorete, scuză-mă, îmi pare rău, n-am vrut să... Sau am vrut, da, să știi că am vrut să te ajut să devii ca ala din film, bă, ca să poți să-i citești, să-i auzi gândurile lui Afrodita. N-ai zis tu că vrei să-i auzi gândurile? Ba da, dar trebuia să mă corentez cu un corent serios, bă, nu cu pârțul ăla de la firma ta de pază aia de rat. Nu mai e firma mea, băi, a lui Baba, și dacă te audi ce ai zis de firma ei... Ce-am auzit, Mâlane? Ce-am? Cum i-ai zis? Ce-am? N-am zis eu, tati, Chiorete a zis. Chiorete a zis? Mă, mincinoasele, mă, tu ce încerci tu, mă, cum e? S-o fi ca vinovat. Vinovat, e mers. Ia și făi. Cine ți-ai zis, bacă? Chiorete sau Mârlanu de Mârlanu? Mârlanu de Mârlanu, tanti, azi dimineața la birou. Așa, mă? Nu, tati. Cum nu, mincinosule? Nu mi-ai zis coada vacii? Aia, da, dar nu toată vaca ta, ci doar coada, că e o terminație. Adică mă referam că ești de la țară. Asta e și mai rău, mă, Mârlane! Îmi faci nepoțica țărancă proastă? Nu, bine, naturistă, adică bio, Dacia nu m-a făcut pe mine porc. Și ce e, bă, asta e jignire? Dacia. Cum ce e? E o constatare, e realitate. Dar nici nu l-am făcut, tanti. Minte cu nerușinarea, m-au stăi eu cu urechile mele. Minte, tanti, că n-am zis cu voce tare. Aha, deci recunoști că ai zis. Zi, păi, adevărul, ai spus așa sau nu? Am zis, dar în gând. Nu ai m-am auzit. Habar n-am, dar cert e că te-am auzit. Mârlane, să dai dracu, să mai jignești vreodată pe nepoțica mea că te castrezi. Hai de mai, nebunule! Poftim, și acum m-a făcut nebun! Potolește-te, păi, și tu, că te altoi și pe tine! Ce aveți, mă? Ăsta citește gândurile în locul meu! Exact, Chiorete! Citesc gândurile, ca... Citesc gândurile! S-ar fi culmea, dacă află că am bani la ciorap. Asta știam de mult, pupăzoiule, dar nu găsești ciorapul. Asta înseamnă că poate să-mi zică ce gândește Afrodita. Corect, 200 coste. Hai, simtir, măgarule, că din cauza mea ai capacitățile astea. În sfârșit, cineva recunoaște că-s o pacacitate. Că dacă nu te accidentam, eu erai, ca și până acum, nimic. Deci tot tu mi-ești mie dator, da? Ha! Și mie! Și mie! Că eu am avut ideea să vedem filmul și dacă nu-l vedeam, ăsta nu mai voia să fie ca Mel Gibson și pe tine nu te mai accidenta. Accidental, mă! Bună dimineața, porcule! Auzi, decât să mă faci porc în fiecare dimineață, mai bine nu mai mă saluți deloc. Dar nu te-am făcut porc! Dar ai gândit-o! Hai, da, mă. Ce ai mai făcut, Mârlane? Stai, potolii, șeful, că nu e cazul. Căci că fiindcă eu l-am adus aici, că mai nou ne poate ajuta la niște anchete. Că citește gândurile la oameni, nu zici? Serios? Păi atunci oricum îl arestăm, mă, pentru violare de intimitate. Auzi și poate să spună ce gândim noi? Unul despre altul? Normal, dar doar dacă gândim. Adică ce vrei să insinuezi? Nu că suntem proști, șeful, mă scuzați, că poate să face o interpretare. Nu la asta făceam referință, pe cuvântul meu, domn. Că vă știe toată lumea, dar ce zic eu, tot pământul. Că sunteți cel mai gânditor cadru din secția noastră. Că, mă scuzați că vă spun, pare că la urma ta le știți care e? Gânditorul de la Migidia 2. De la Ceamulia, mă. Da, așa că era de la Mamudia. Nu, rămâne de la Migidia. Tu le încurci, stai din gură. Lasă Migidia. Și eu făceam referință la... Ca să citească ce ziceți, matale, adică gândurile, trebuie să ne și gândim unul la ălălalt. Păi, eu vă ordon să vă gândiți la mine. Da, ia, toată lumea se gândește la mine. E un ordin. Și la cât de proști sunteți, trebuie să vă scăpați.
Credeți dumneavoastră că e proști? E proști, dar numai în timpul serviciului, la tale munce. Acum e super deștepți amândoi. Amândoi să gândește la binele lui dumneavoastră acum. Da? Serios? Bun, ăsta chiar citește gândurile pe bune. Mărlane, să dea dracu să spui la careva ce gândesc eu, că fii atent. Îl pe Matescu să te aresteze pentru încălcarea intimității. Ia zi ce gândesc ăștia. Chiorete, de exemplu. Mai iubești oare la fel ca mine? Nu sunt te pună, dracu, îți dă la mine că te găuresc, ai înțeles? A, adică te puși, te gândi la... Eu? Se gândea la Afrodita, că mai nou e cu gândul numai la ea. Minte, te crap, te găsește, dracu! Invenții, șef! Mă nu ți-a rușine, mă, măgarule, mă... Aiurea, asta e prea prost ca să inventeze șeful, e adevărul! Auzi, cât am un prost. Nu pe mine, pe tine și nu ești prost. E adev- nu. Nu e prea. Nu eu e nu mă gândeam la matale. Asta, eu mă gândeam. Mă, nu mă, dar nu în sensul ăla. Bă, nu ți-e rușine. Bă, eu te-am adus aici. Pentru ce te-am adus eu, bă, măgarule? Ca să faci zizănii colectiv. Șefo, permite-ți să-l dau afară de încăperea lui matale, că ăsta bagă discordie în membrii colectivului. Permit, bă. Ieși. Avară. Ce mă roși? Mă scuze. Dreacu să fii. Șeful, să știi că stă la Afrodita să gândea. Da? La Chioretă, la secție, ai fost. Acum trebuie să vii și la mine în emisiune. Hai că uite, îți chem doi invitați și tu le citești gândurile. Bă, pe loc să citesc gândurile la femei, văd că tot cu bărbați îmi pierd timp. Te fac celebru, Mărlane! O să stea femeile la coadă la tine cu bonuri de ordine, mă! Cu pozări. Tu ai uitat că eu citesc gândurile? Ce era dracului. Dar nu poți să faci și tu o pauză? Mai odihnește-ți naibii paranormalele alea, că dacă le soliciți așa de mult, poate ți se ard! Nu cred. Dar o să stea femeile la coadă la mine, o să vezi tu. Stai liniștită, tanti, că Sofica o să fie și prima și ultima pe lista mea. Dar numai să mă vrea. Hi-a! Nu m-aș îndrăznești, Mărlane, și te ciurui! Păi de ce, bre, nu gândeai mă tare că eu sunt omul potrivit pentru ea? Gândeam, Mărlane, dar și-am întins o capcană, ca să te verite! Bă, tu și paranormal ești mai prost ca mine, băi! Doamnelor și domnilor, postul nostru este singurul! Ce singurul? O să mă duc să dau interviuri pe la toate CNN-urile de lume! Postul nostru este singurul care s-a gândit să invite primul un om cu niște capacități uluitoare. Unde e? Dumneavoastră sunteți. Hai. A, da, corect, scuze, dar încă nu m-am obișnuit cu celebritatea. Bună dimineața. Domnul Mărlanu. Ferdinand I, și președinte al FCM. Poate citi gândurile oamenilor. Am să-l rog să ne facă o demonstrație. El va trebui să ne spună ce gândesc acești doi domni. Așadar, să începem cu dânsul. Nu pot. Ce nu poți? Să-i citesc gândurile. Ți-ai pierdut capacitățile? Păi nu, dar... Ăsta nu gândește nimic, de fapt, să-și vede după față. Atunci să încercăm cu acest domn. Aha. Sunt un porc gras și libidinos și nu pot să mă sufăr de cât de gras sunt. Domnul Mărlanu, noi vrem să ne ziceți gândurile dânsului, nu ale dumneavoastră. Persiflăm. Păi atunci ai să persiflăm amândoi, mă, popază. Ia să ne zic eu telespectatorilor ce gândești tu despre ei. Și mai ales lui șeful tău ce gândești despre el. Publicitate! Nu mai avem. Atunci băgați miră! Nu băgați niciun miră, că lăsați că vă zic eu. Ia fiți atenți la mine. Madame, cât îmi dai să-ți aflu ce gândește ea despre tine. Mărlane, tu ești tâmpit?
Adică vrei să dau și bani ca să aflu niște înjurături? Dispari! Sărna, am venit să spun că dacă vrei, eu sunt singurul care pot să-ți... Ok, am plecat. Nu-i nevoie. Păi pot să spun ce gândește Chiorete despre tine și fără să-i citesc gândurile. Mârlane, tu fă cum îți zic că poate între timp și-a schimbat sentimentele. Mă, să nu cumva să te dai de gol că eu te-am trimis, că îți deconectez paranormalul. Mârlane, citește gândurile? Hai că e bună asta. Păi știi el să citească. Da, mă, cum n-ai văzut la televizor? Dar mi-a confirmat și ea din vilă. E bun, aibă. Da. Păi să vezi că de-aia venise la mine. L-a pus Van Damme să-mi citească gândurile ca să poată să-mi anticipeze mișcările. Ha, bine că mi-ai zis că o să-l bat cu propriile lui arme. Dacă te atingi de Mârlan, nu te crăp, că-l vreau funcțional. La Mârlan nu mă refeream, la Van Damme. Funcțional? Fată, tu ai luat o raznă, atât de disperată ești, vrei să o faci cu balenoiul ăla? Nu, obsedat. Vreau să-l pun să le ghicească gândurile ălora din vilă, că trebuie să fie cineva care știe ceva de gogoșică. Și dacă e tocmai el, ăla care știe? Mușcă Zimba, că la cât de tântăleu e, sigur n-are niciun gând. Băi, nebunit, pe ce vrei să violezi intimitatea unei doamne? Mârlane, la câte intimități ai violat până acum, inclusiv pe a mea, ar trebui să înfund pușcăria cu tine pe viața mea. Și s-ar putea să o și fac dacă mă-i comentezi. Hai, mișcă la Afrodica și să dea naiba, să nu-mi zici ce simțește ea exact pentru mine, că... Bine, bine, vezi că te verific. E, cum? Nu știu, dar găsesc eu, bă, ceva. Poate uita, dar și eu sunt paranormal ca și tine. L-ai citit? Exact, l-am citit ca pe o carte deschisă. Hai să nu spui că tu știi cum arată o carte deschisă. Era o metaforă, ironico. Metaforic vorbeam, că uite ce, dacă mai mă ironizești mult, nu-ți mai zi nimic. Hai bine, scuze, hai zi. Ce să zic? Despre gândurile pe care le-ai citit. A, lui Chiorete, a, da. Îți spun că se gândea să se ducă să ia pâine. Dar nu era hotărât de care să ia, albă sau neagră, că aia albă e cam proastă, fără cartofi. Aia neagră ce că e mai bună, că e mai sănătoasă. Că mai vrea să-și ia o pereche de ciorap, că ăștia vechi s-a făcut, zici că e ciorap cu plasă și iese cartofii, până și o pereche. Mârlane! Tu-ți bagi joc de mine, mă? Da, da, nu, cum să... Te referi la gânduri legate de tine, ajungeam și acolo. Legate de tine e frică. De mine? Nu, de pupăză. E frică de pupăză că ăla îl dă în gât la tine. Îl dă în gât că se preface, că te iubește ca să te cucerească. Se preface? Deci avea dreptate Mateescu? E și el cititor de gânduri. Păi și atunci ce mama drag mai mă cheamă pe mine la secție să-l ajut eu la anchete și la interogatoare? Nemernicu! Îl urăsc! Și eu îl urăsc. Și nu numai pe Mateescu. Și pe Samson, și pe toți polițiștii îi urăsc. A, tu la Chiorete te ref... Cu cine dracu am vorbit? Vești bune? Depinde de ce punct de vedere privești. Dacă ne gândim că ești îndrăgostit de Afrodita, e bune. Că ea te urăște. Deci e exclus să dispară de viața ta, cum ai zis că s-a întâmplat cu toate iubitele tale. Așa că puteți rămâne împreună până la adânci și sclerozate bătrâneți. Urăște? Da, da, privește partea plină a parului. Ai scăpat de cheltuiel, că nu mai trebuie să dai banii pe inel de logodnă,
pe nuntă, pe scutece, pe alte tâmpenii sorbitate pentru bebeluși, pe scaunel de mașină, pe curaie de slăbire postnatală, pe vată, pe... Stai, că te găsiți! Adică nu... Spune-mă, de ce mă urăște? Asta întreabă pe ea, că eu nu-s consilier marital. Și acum te duci, mă, n-ai zis că mergi cu la secție? M-ați gândit că am întâlnire. Da, dacă îl vezi pe pupăză, să-i spui să-și taie venele și direct și reloare, mă. Bă! He? Tu încerci să acopri pe cineva. Nu se nebunesc, că le-a citit gândurile la toți și unul nu știe nimic de gogoșică. Minți! Sau nu ești în stare să citești niciun gând? Ia zi, ce gândesc acum, mă? Ia! Să mă concentrez. Hai! Ion e nebun! Factura la întreținere e de 512 lei! Aleagă s-ar praful de administrator, jnapan, că iar nu să-și facă concediu în Turcia pe banii noștri. Ce auză de rahat mi-am dat. Ia uite, și ăsta s-a făcut ca porcul. Nu m-a făcut ca niciun porc, așa sunt de ani de zile. Adică nu sunt porc, nu m-am mai greșat de ani de zile. Aș fi un nemernic. Mi s-au fi hormonii la cap. Nu vine să bat pe cineva. Hârdă-te, dracu, nu pe mine. Bă, Lane, stai că nu pun în practică tot ceea ce gândesc. Bă, Lane, treci înapoi că fiind după tine. Vino încoace înapoi imediat. Păi, și ce să fac? Să faci exact cum te-am învățat. Adică să-l împac? Să mă dau la el? Nu fai să nu care cumva să faci așa ceva, că te fac pachii și te trimit la țară, la măta! Deci doar te gândești că ești expusă să te citească tanta lui cu paranormalele și să sară el pe tine! Să am motive, să-l altoiesc, uite-te! Să nu care cumva să sar tu prima, că nu mai am de ce să-l bat! Cum să sar, tanti, dar ce mă credeți, masochistă? Așa fai, deci doar te gândești! Nu pot nici asta! Încearcă, fai! Fă un exercițiu acum, să văd cum încese! Mânca oar baba de fată cu minte! Păi, cum ai făcut baba că te profui? Lasă-mă că o să aflu și singur de ce mă urăște, mă! Hai, hai, tântălăule, cu curaj! Că cu-i momentul tău! Ciurete, dacă mă aperi de teo, îți spun ce gândește Afrodita despre tine! Doamne! Bună dimineața! Tigrule, sar pe mine că te doresc! Nu mai pot! Nu mai pot! Ieși afară! Sofia! Știam eu că o să te răzgândești! La ce mamă dracu se referă asta? Tot nu funcționează! Porcăria naibii! Ieși! Aha, deci ai schimbat foaia! Bine! Ce crezi, mă, că dacă te internezi o să scapi? Vino încoace și răspunde la ce te-am întrebat! Zi! Calcă de crăp! Vino încoace! Ce-ai că gogule, gata, bă, ne-a prins! Ieși din canapea! Unde e? Păi nu ce-ai, mă, că nu mai vii? Ba da, dar m-a răzgândit, că azi e ziua răzgândirii. Am voie să mă răzgândesc când vreau eu. Și am venit să mă luați, să mă anchetați, să mă întrebați despre tot ce vreți, că sunt dispus să stau aici chiar și toată noaptea să răspund la întrebări. Auzi, Mărlane, dacă tot ești aici, ia mai zi-mi odată ce gândesc ăștia despre mine, mă. Păi nază, șeful, că nu mai punem întrebări despre noi, doar despre anchetați. He, m-a răzgândit și eu. N-ai auzit că e ziua răzgândirii? Dar ce chiorete ți-e frică? Mă gândești de rău? Ha? Ia zi, Mărleane, la ce gândești ăsta, mă? E...
Ce că sunteți cel mai arătos, sunteți bun, că sunteți chel, ăsta, că sunteți cel, cel mai bun șef de secție din cât există în lume, dar ce zic eu lume, decât aici, pe secție. Îți bagi eu de mine, v-ați înțeles să-l acopere? Nu ne-am înțeles șeful să ne acopere, nu, jur! Minți, mărlane! Zi-mi adevărul că înfund carcera cu tine. Pentru mărturie mincinoasă te bag, ai înțeles? Dar știi unde te bag? La viețaș. Să le citești gândurile alea lăpicioase. Eu să știți că vă zic adevărul. A zis că sunteți un incult, un parvenit, care vă dați mare macio, că sunteți turbat pe femeie, nebui, că sunteți prostănac, înalt și scunci, că sunteți gras și că aveți chelie, că sunteți compresată ea și că o aveți pupăză mai mică ca un pupăză, dar de când e ghiniță, că ești un bob de orez care nu poți să te uiți la el când e un prut cu carbit. Na! Uite, șef, ai inventat totul ca să-i știi dragi, vă spui? Să mor tu! Eu? Păi nu ziceați, mă, că e prea prost să inventeze ceva? Mateescule, du-l la carceră! Bă, mine? Da! Da, să vezi! Păi... Auzi, Mateescule, și rămâi și tu acolo. Că și tu gândești la fel despre mine. Nu-i adevărat, șeful? Executarea! Hai, mă, la carcer, la unde a zis, tot plecat de asta faci. Păi ce, să mă duc eu la limbizinoi și acolo, mă... Și acum, între noi, stai jos. Ia zi, mărlane, ce gândești tu despre mine acum? Vă mulțumesc, șeful. O să spun la toată presa din țară că ați vegheat la siguranța președintelui de la FCB. Mă rog. Aici erai! Păi ce gândeai, mă, că dacă te ascunzi, nu te găsesc? De ce mi-ai respins de puțin, că mă, mă, garule, mă! Eu? Dar cine, mă, eu? La mine a venit cu gândul ta, întrebă-i, tantălăule! Sau vrei să spui că nu îi l-ai citit, da? Sunt dragulă. Foarte bună idee! Că exact asta vreau să-i fac eu! Că nu m-aș face de fapt! Mai tacă-ți pliscul ăla de păsăroi intrigant ce ești! Niște turiști japonezi erau, făceau niște poze. Un grup de turiști, da. Ei nici înțelegeau prea bine și de asta se uitau așa. Mărlane, ce de dracu, s-o mai gândiți vreodată pe nepoțica mea? Că te castrezi! Mărlane, ce de-a dracu, s-o mai faci încă o dată până e copulțica mea. Cum își vine la... De copulțica la... Din cărbe, știa de copulțica. Și niște merge acțiune. Și mie, că eu am avut ideea să vedem filmul. Și dacă nu-l vedeam, ăsta nu mai voia să fie ca Mel Gibson și pe tine nu te mai accidenta. Accidental, mă! Ți-am citit gândurile, cred că ai vrut să faci ceva. N-am auzit nimic. Ți-am citit gândurile, în gând ai făcut asta. Te-a făcut prost. Șeful e minciuni, adică eu mă gândeam la mat, dar nu mă gândeam, bre. Hai bă, că m-ai băgat într-un rahat mai mare ca mine. Marte, că te găsești, că-i dragi. Eu te-am adus acelea cu altă trebuință. Dar cred că ai dragulitatea. Ce-i de râs, gotacule? Așa m-a prins în ghietru. Mă gândește oare la fel ca mine? Mă gândește. Se dracu vorbești, mă, prostică. Uite, îți traduc numai tu pe nii. El gândește aiurea, nu eu. Și că am
aveți chelie că sunteți compresată. Ia și că o aveți pupăză mai mică ca lui pupăză. Dar de cât de ghiniță că ești un bob de orez care nu poate să te uiți la el când e un prut cu carbit. Na! E intenție, mă! Era așa în suspect de oraș! Zic, na, curaj, curaj, hai că poți chiorete, hai că poți... Când îl vedeam pe ăsta cu aia, cum dracu să zic? Cum să zic? Vă mulțumesc, șefu! O să spun la toată presa că ați vegea la siguranța personalului personalul accelerat și rapidul președintelui de la FCM. Un plan de acțiune beton armat. Aha, de ce armat? De se lasă cu nasoale? Să-i explic, șeful? Nu, că se cheaunește și ne căpiază mai rău. Ce zice, Mateescule? Că am făcut un plan de acțiune, dar nu ne mai scapă nici mama hoților. Dar ce zic eu, mama hoților? Nici bunica lor, șeful. Dar ce treabă avem noi, șeful, cu muierile alea? Nu trebuie să-i prindem chiar pe hoți? Săpa? Da. Răiți? Și următoarea explicație o dai să nu se mai scoale. Ce plan aveai, Mateescule? Le întindem o capcană, șeful. Luăm un tablou super valoros și îl plasăm într-o zonă aparent nepăzită. De unde tablou valoros, Mateescule? Că toate sunt deja la ei, că ne-au golit muzeele. Și problema e că cu ea ne descurcăm noi, că-s de la stat. Și la stat îi se rupe de cultură. Dar mai nou, nemernicii fură de la colecționarii de artă. Și o să ne trezim cu ea 24 de ore din 24 cu plângeri și reclamații, că știi că-s maniaci. E, dar de ce, șefu, ce nu poate să facă nimic ca să apere? Dacă au bani pentru tablouri scumpe, păi să scoată banii și pentru pază, nu? Da, dar e treaba noastră să-i prevenim. Așa că m-am gândit, Mateescu, m-am gândit să facem un spot publicitar în care să explicăm cum trebuie să se apere de hoți colecționarii de artă. Genial! Bineînțeles, știu. Problema e că nu avem fonduri decât pentru un minut. Și ce naiba putem să spunem noi într-un minut? Multe, șefu, n-ați văzut în reclamele de la medicamente? Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Dumneavoastră sunteți vocea din reclame? Chiorete! Trăiți? Am înțeles. Caz de tere. Mateescule, noi avem nevoie de imagine video, că imaginea contează, nu turuiala. Problema e cine pornește camera de filmare pentru așa ceva. Auzi? Știu eu, bre. Doamnelor și domnilor, iată încă o știre bombă. În această dimineață s-a despărțit încă un cuplu monden. Ia uite, bă, parcă în reluare sunt mai chipești decât în direct. Este? Mă, pupăză, acum să vede că ați devenit televiziune națională. Că nu mai băgați reclamă ca să întrerupeți emisiunile. Caia de la TVR4. Băgăm din cauza crizei, tăntălăule. Că nu mai sunt bani. Noroc că invitații mai cotizează să apară, că altfel... He-he, s-au dus vremurile când chemam noi VIP-urile și le plăteam ca să-mi vină în emisiune. Dacă nu vrei să mă chem pe mine, fraiere, că poți să-ți aduc
O tonă de președinți de cluburi. O tonă cu tona ta sau fără? Bă, mișto, că când nu a mai venit nimeni la tine, o să mă implori să te scoți de foame. Pupăză, am o combinație cu tine. Vrei, bă, să faci o reclamă pentru poliție? Ai bani? Am ceva. Iep. Păi cu aia faci cam 10 secunde, mă. Ceva, mă, atât? Mm-hmm. Păi șeful zicea că ne ajunge cam de un minut. Păi atunci mă duc la televiziunea aia ieftină, de zicea el, bă. Ia, dă-i chiorete, ia stai mă așa. Dă-i încoace, dă-i încoace, că... Dar să știi că o fac doar așa că mi-ești prieten, mă. Dar fii atent, să nu cumva să ai pretenții, să vin cu echipă de filmare, cu cine știe ce echipamente, că nu-ți ajung banii. Ia, să-mi dai scriptul. Care script? Nu care script, mă? Păi povestea, ideea! Păi nu vii tu cu ideea, de ce te-am angajat? Pe banii ăștia? Hai, bă, pupă, zăratezi tu ocazia să fii al doilea Sergiu Nicolaescu, scenarist, regizor și actor. Tu vrei să și joc? Pupăză, Sergiu Nicolaescu, cum sună? Hai, bă, că următoarea revoluție tu o să o faci. În direct și sunt convins că și în reluare. Mama, într-o chilie am fost de când mă știu. Ha, ce să trăi, șeful? Urmărește-mă cu atenție, mă. Da. Ce faci, mă? Băi, v-ați oprit brusc și nu aveam cum să... Ce dracu te ții după mine? Până a zis să vă urmăresc cu atenție. Bă, Mărlane, tu chiar ești idiot, mă? Da, dar de ce întrebați? Dai dracului jos! Nu acolo, pe masă! Bă, vezi că diseară trebuie să sosească din provincie niște parteneri de afaceri ai lui șeful, mă. Oameni importanți. Mi cazezi aici, că oamenii nu vor la hotel ca să nu-i vadă presa. Ai înțeles? Te ocup de tot. Să nu dea naiba, să o dai în bară, că materiale de construcție ajungi, mă. N-aveți nicio grijă, șef. O să fiu la înălțime. Vezi că și Macaraua e la înălțime și tot în construcții lucrează. Să-mi trag una. Dar vă rog să aveți grijă la tablouri, că sunt de valoare. Și ar fi păcat după ce l-am scăpat de furt să le distrugem așa, nu? Ei, ce dracu ce fac? Și ateți liniștit, bre, domn director, că noi o să filmăm numai 3 minute. Nu o să-și dea nici dragi, dar mi-a seama că noi am luat tablou de la locul lui ca să... Și în plus de toate astea o să-l manevreze cu cea mai mare îndemânare și cu iubițenie de artă domnul regizor, Acilea de față, un iubitor de frumos, vă spui. Chiorete, bă! Eu filmez, mă, cum să și joc! Păi bine, bă, ți-a rușină, ți-a lași tu un operator de întrebat pe tine? La banii pe care mi-ați dat trebuia să n-adu nici cameră, mă, trebuia să te înregistrez pe retină. Pe rutină? Nu ți-a bă rușine, dar chitră nenorocită ce... Lasă-mă că o să mă descurcă să fiu un voluntar ceva. Alo! Agent Chiorete Ilarie, acida... Mă scuzați, eu doar mă uitam la... Uitați-vă, da. N-aveam voie să-l ating? Nici într-un caz, exponatele dintr-un muzeu nu se atinge cu cerul și pământul. Da, dacă o să acceptați, are dați nouă o mână de ajutor, puteți să-l atingeți cât doriți. Noi vrem a filma o reclamă. Ce ziceți, ne ajutați? Cum să nu, cu mare plăcere. Așa. Dar ce trebuie să fac? Să vă prefaceți că sunteți un oaț și furați un tablou. Iar eu o să fiu polițistul care aparca Zoro și le explic la mari colecționari de artă cum trebuie să se apere cu capodoperele lor cu tot de oți camatare. Oți între ghilimele, camatare doar joci un rol acum. E simplu, nu? Da, adică să înțeleg că trebuie să iau tablou și să fug, nu? A, nu, stați un pic. Stați, ce vă rău? Nu fugiți pentru că nu am stabilizator de imagine la cameră și atunci o să iasă imaginea mișcată, înțelegeți? O să iasă
Ce ai, mă, dânca aia? Că nu ești la fel de performantă ca retina pe care trebuia să te înregistrezi. Domnul, mergeți pur și simplu normal. Adică deci nu fugiți. Știți, e și firesc așa, pentru că de obicei hoții, ei nu fug, domne, ca să nu atragă atenția, dacă mă înțelegeți. Ei stau la coadă așa, e domn regizor. Îl mai mare din țara noastră, ele. Ok. Atunci haideți să facem o repetiție de mișcare ca să vază și domn regizor încadraturile ca să surprindă exact filonul artistic la cioardă. Zic bine, domn regizor. Da. Să te naiba, să nu mă faci secundul tău. Când voi ajunge tu, Sergiu Nicolaescu, că te găsești, ai dracii. Ia, veniți-o în coa și luați-l pe ăsta, uite, cu glasul ăsta de cucutren și cu zambilele astea cu macia. Că e mai luminos, e mai... Și aveți grijă cum îl manevrați, că e foarte învaloros ăsta, vă rog frumos, ca ochii din cap să aveți grijă de el. Și... Hai dați... Stai, mă, ia uite, ia mă întoarce să... Nici nu s-a dat acțiune, la ce te grăbești? Ți-a zis omul ăsta să mergi. Valo, veniți o face, măi, voluntarul? Voluntarul. E amator, mă, ce să... Măi, amatorule, voluntarule! Găsește-ți! Nu i-a fugit! Cu tablou? Cu tablou? Da! Cum a fugit, mă, cu tablou? De față cu tine aici? Cum? Îți dai seama ce măgar? Dacă de față cu mine fură tablourile din expoziție, de muzeu? Taci și sună imediat la poliție, nu te mai văicări atâta! Te găsește, dragi, că ești poliție, îți vrei să mă aud pe față, râs la secție? Păi și ce face, mă, la director, ce îi spune, mă? Sau cumva faci tu repede o copie să-l pune la loc? În nici într-un caz, că n-am acoarela la mine! Bă, dacă ne pune să-l plătim, țin-o pe după hoț! Coațule! Mă! Și-o crezi tu că-l mai găsi, bă? Bă! Unde e? Cred că l-a și vândut deja, numai din cauza ta, că dacă nu... Hai! Hai! Stai mereu! Infractor periculos, sau mă rog, complice de infractor periculos. De unde-i, mă, tablourile astea, ia? Din Europa. Din Europa? Exact. Deci sunteți o rețea de hoți internaționali. De unde, mă, din Europa, ai? De la Louvre, de la Madame Tussauds, de la Brockenthal, de unde, ia, că-s curios? Din Angro, de la chinezi. Dar să știți că am acte la toate. Ai dragi să te piaptăne, bă. Ce acte ai tu, bă? Tu crezi că te-a întâlnit hoțul cu... Că zi... Bă, te găsești... Hai! Lasă-l! Ce? Lasă-l! Acuma? Păi! Deci, dacă-mi permiteți un pic, știți, eu sunt un mare iubitor de artă. Seară și... Eu rog, să trăiți! Ce ne facem? Ce se ură? Stimate domn, știți, ca să vă dăm așa ceva pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit, am vrea să cumpărăm acest tablou, dacă ne puteți spune cam cu cât îl vindeți? 80 de lei. 80 de lei, sigur că da. Artă pură, nu? Da. Vă rog, poftiți? Sigur că da. 80. Stai, numai puțin, 80 de lei restul. Da, puteți să mergeți liniștit. Vă mulțumim frumos. Trăiți, faci nimic. Bă, tu te-ai dinit la cap. Ce bă cu tine, bă? Bă, tu dai 80 de lei pe o făcătură de 2 lei? De 2 bani, dar ce-ți eu 2 lei? Păi dacă l-a răs pe ăsta la custod de la muzeu, păi nu se prinde la bă, că e o copie nenorocită. Crede, taci singur. Taci, că nu-i belele mă faci. Eu? Păi dar nu-i dăm, bă. Nu-i dăm. Doar îl arătăm. Și după aia... Îl luăm și zicem că mergem la secție ca să mai filmăm, mă, cu el. În speranța că o să găsești tu vreodată originalul. Bă, te aștept, ești genial, bă, pupă să văd. Asta ca să știi tu cât ai să-mi dai. Avem și literatură, dacă doriți să citiți belatristică, mai faceți un cornet, ceva, aceea e bar, o whisky, țuică, alcool, pahare, dimineață, dacă sunteți mahmureal, okay. Pac, stoarceți o varză, avem și o clismă asta, o plasma aceea, dacă doriți să vedeți desene animate. Micuțule, e în regulă, bravo, ai făcut o treabă super, ai aranjat foarte frumos, doar că noi am vrea un loc puțin mai retras, știi?
cam mare vânzoleala pe aici prin zonă. Aveți noi treburi de făcut, afaceri? Mai retras nu e decât subsolul, dar acolo e vestiar de fotbal. Perfect. Știi, noi de fapt suntem într-o mică vacanță, fără familie. Și am vrea să facem un cuibușor de nebunii. Face. Dar rămâne între noi. Între noi, boss, cum ordonați? Înțelegi șmecheria, suntem VIP-uri super cunoscute. Nu putem să riscăm să fim văzuți, recunoscuți de cineva, mai ales de presă, dacă înțelegi ce vreau să spun. A, presă, nu-i nimic, suspendăm presă, suspendăm tot, conferințe de presă. Ești o presă la fabrica de alături. Bravo, micuțule, bravo, îmi place. Uite, dacă tot văd că ne înțelegem, poate îl facem și pe el odată membru în cuibușorul nostru. Bă, la odată. Bă, da, dar nu. Nu, no, e... Așa, da. Oh, ce m-am speriat, că l-am văzut pe unul fugind cu tablou. Era omul nostru, actorul de juca rolul oțului. Păi dacă ați terminat... Nu, stați un pic, că n-am terminat. Mai avem de filmat cum ascunde tablou, cum îl prinde poliția. Da, că tablou e pe mâini bune, nu vă faceți griji, că e... Da, vino acel noi când terminăm. Păi ce, plecați cu el sau? Da, normal, pentru că trebuie să filmăm și la secție. Ăsta la secție, da. La secție, pentru că vine partea aia, recuperarea tabloului. E vreo problemă? Recuperatorii. Normal, n-ar trebui să scoatem niciun lucru din colecție, dar dacă e vorba de poliție, facem o excepție. Doar nu o să-l fure de la dumneavoastră, nu? Da, la într-un caz, păi cu poliția ci de față. Păi le rup nasul, dinții și mâinile. Noi am fugit că avem treabă, trebuie să filmăm. Vigilența sporită! Moarte hoților! Hai să vă rușine, bă, că îmi plu păruțul ăsta. Păi câte vorbă aia? Al cine, bă, copilașul ăsta? Câte, n-are o hanță pe el, n-are... Aveți grijă, bre, cu copiii ăștia, ați încercat și la cămine? Aceștia sunt toți banii, data viitoare promit vă dăm mai mult. Bine, hai Valea să nu vă vadă careva. Să rămână și țări, poftiți, doamnelor. Mamă, ce bunăciuni, ăștia nu se joacă. Ce înseamnă să fii celebru? Te plătesc femeile ca să... Cine ai servit, domnilor? Lasă acolo. Așa că trebuie tava să vă aduc și ciorba. Să mâncați de acolo. Pupăză, trebuie să răscumpărăm tablou, mă. Cum face proprietarii de mașini care răscumpără mașinile furate de oți. Problema e cum dăm de oț. Cu ce să-l răscumpărăm, inconștientule? Cu ce bani? Că ăla costă o avere. Îți dau eu, mă, pârlitule. Dar cu o singură condiție. Să mă primești la tine în emisiune cum ne fu vorba. Și doi, secundo, să mă lăsați să-mi fac în pipniță la noi un cuibușor de nebunii. Bun, ce, mă? Mărane, tu ești idiot? De data asta nu, că am verificat rețeta. Că dacă ajung VIP, toate femeile o să fie moarte după mine, mă înțelegi? O să mă roage, o să mă plătească să ies cu ele în oraș, să vorba aia, să nebuni chestii trestii. O să mă umplu de bani, nu? Și atunci o să mă dau și vouă, mă, bricăjiți, o să aveți așa de zi. Cât vrei să-ți dau ca să mă primești din seara de emisiune? Nu vrea bani. Iu, e bolnav. Nu mă, vrea să-l tragi pe baros de limbă, că poate știe el ceva de oția de tablouri. Nu, pupăzoiule? Da, mă, da. Azi? De limbă numai. Alo? Alo, bună ziua. Am sunat să întreb cât mai țineți tabloul. Că m-au sunat de la centru că vin niște parlamentari la expoziție și trebuie să avem colecția completă. Tablou? Care tablou? Ăla pe care l-ați luat pentru spotul publicitar. Păi filmarea s-a încheiat de mult. Atunci vă rog frumos să-l trimiteți la muzeu. Mă ocup personal. Vă mulțumim de sprijin, să trăiți. Mateescule! Ciorete! Ordin, șeful! De ce nu ai dus, bă, idiotule, tablou înapoi la muzeu? Tablou?
Care tablou, șeful? Că eu nici n-am fost la muzeu. Chiorete, că el a făcut clip. Ce asta, mă? Băi, idiotul, așa țineți voi, mă, operele de artă? Șeful, îmi cer scuze numele lui. Dați-l la mine că îl curăț, îl aranjez, îl și parfumez dacă e nevoie și îl duc personal la muzeu. Fii atent, Matescule. Faci toate astea, dar de dus îl duc eu. Că vin parlamentari acolo și trebuie să mă vadă și mine, lumea bună. Ai înțeles? Plus că tu nu prea ai față de muzeu. Du-te și tu la Antipa. Unde, mă, că nebunesc, auzi? Băi, ia stai, așa. Mă, Chiorete, mă, ce căutăm noi aici, mă? Bă, Pupăza, unde duce, mă, hoții de tablourile furate? Nu în consinații? Greșit, Chiorete, greșit ca de obicei. Le duc la colecționar, mă, pășestache. Păi și-o de unde dragi, Damnia, să fac rog doar colecționare acum, mă. Ne descurcăm și noi cum putem, pădărând, cu ce avem pacină în zonă. Dar unde-i, mă, magazinul ăla? Uite, un domn colecționar, domnul colecționar. Stai, vreau un pic, că vreau să spui niște. Unde te duci, mă, așa în viteză asta? Ah, că n-am foarte ca că te tundeam. Bă, ce disperat! Lasă-mă, o fi crezut că suntem borfași de ghizați, mă. Noi? Da! Mă, ales tu, că uite ce față ai. Ce a fost frică să nu-i furăm capul de opereta? Auzi, mă, dacă toți suntem noi aici, hai până la Mârlanu că poate afla ceva de la Baros. Mă, nu zici? Păi da? Hai, cu tot, hai! Păi nu vă sunam eu, mă, dacă era ceva? Hai cu mine, Pupăză, să-ți arăt o chestie tare de tot. Tu rămâi aici, Gabori, că dacă te vede fetele îmbrăcat în poliță, ai să sperii. Hai, mă! Ia, să pari ele. Ziceai că-ți nebun. Ai văzut cum îi aștepta puicuțele pe șmecher cu bănuțul? Hai, zic, ajutați-mă să fac cuibușorul ăsta de nebunii, că dacă îl pun pe picioare, o să profitați și voi, mă. Hai, mersi. Mă duc să-mi caut ceva țoale de-astea de figuri pentru diseară la tine în emisiune. Mă îmbrac gen Mazăre, așa cum spargem gagicele la nas când se îmbracă fischitiu. Micuțule, bine că ai reapărut. Băiatule, trebuie neapărat să schimbăm ascunzătoarea. Adică cuibușorul, știi? Așa, da, corect. De ce să nu spui că vaginii paparazzi? Ce vorbești? Ăla de la Pupăză Show e deja aici. A, ăla lasă că ăla vine la mine, că avem de filmat. Nu contează, dacă știe el, știe toată lumea. Că e gură spartă. Păi atunci uite cum facem. Mm. Vă duc la mine acasă, în pivniță. Mă înțelegi, dar... Că și noi acolo vrem să facem un fel de cuibușor de nebunii de-asta, ca al vostru, da? Să zice și mie cum se organizează, cum să-l fac să fie mai erotic, hai, așa, că eu problemă. Nu spun pe drum. Și eu gazicile. Spun pe drum. Iată, toată treaba este să fii foarte atent la ce faci cu poanii eu. Din poanii, așa. Chiorete! Uia! Coordonați! Unde e tablouul, nemernicule? Care tablou? Originalul nu face pe prostul. Ca aia pe care am dus-o eu e copie chinezească. Am copie? Adică normal că e copie, șeful. Adică știe și mai lăsa să mă fac de rahat? Da, cu tot respectul, n-am știut că faceți matale, bre. Și special am pus o copie ca și că fiindcă se întindu-o capcană la borfaș ca să l-atragă acilea, bre, ca să nu mai alergăm noi după trânsul. Dă tablou, că l-așteaptă o droaie de parlamentari. Momental nu l-am. Să vă explic de ce. Șef, nu mă închideți, bre! Șef, jur că i-am pus emițător dintr-ala cu paranormal să-l urmăresc. Șef, dar dacă mă țineți acela, nu pot să-l urmăresc din arest, că e pereții groși, ecranează. Hai, lasă-mă. Și poate prins ca data trecută mașina de Sibiu. Doamnelor și domnilor, următorul invitat este o surpriză! Dați-mi voie să-l invit în studio pe... Hai la mine, fetelor!
Nu râdeți, bă, fraierilor, că chiar o să vie cu duiomul ca zice. Ce faci, idiotule, doamne bunii, trebuie să ne aresteze! Nu le arestează pe nimeni, mă las, ce, pe mazăre l-a arestat cineva și a ajuns celebru în toată lumea și a făcut coib până și la Rio. Ieși afară, ieși afară, că te omor! Lăi, stai întâi să zic cu neam cuibul. Așadar, cine vrea să lupte alături de mine, poate veni la cuibușorul meu de strada Cotroceni numărul 18. Cotizație obligatorie. Hai la mine, că mă aștept. Tăiați! Tăiați, cați! Ce să taie, mă, taie de pe burtă, să vezi când o veni gagicile la mine, dacă nu ne murești. Coc! Idiotule, cretinule, cap, secraniu, părăsit! Bă, dacă mă dă afară din cauza ta, te omor, mă! Bine vorbi... Stai, mă, liniștii, mă, că te mai răgni atâta! Numai că nu te dă, dar o să facă mega audiență, mă, emisiunea aia! Eu o să ajung acolo unde mi-e locul! În pușcărie! Dă, Doamne! Pe prima pagină a tuturor ziarelor care există, tâmpiturile. Hai să vedem la televizor, dă-i drumul, poate mă dă pe și pe mine. Să vedem ce-am făcut. Conform declarațiilor oficiale ale șefilor poliției, agentul Chiorete Ilarie înlocuia tablourile originale cu copii, după care le plasa rețelei pe care o și conduce. Băi, nebun, ăsta a ajuns mai celebru ca mine. Ce bău sunt? Eu de ce nu m-am gândit, mă, să fur tablouri? Poliția cercetează în continuare cazul pentru a da de complicii acestuia și implicit de urma operei sustrase. A venit să mă salte! Bună seara! Mă numesc... Hoțu! Nu, Popescu. Sunt ziarist la redacția... A, pentru mine a venit! Dă-te, ți-ați, mă, că ajung celebru instantaneu! Bună ziua! Nu. Pentru dânsul. A, cu tine are mult. A, sau pe domnul Chiorete îl caut. Băi, ne mai frești mult, că ne-ai nebunit de cap. Am venit să aduc tabloul și îmi cer scuze, n-am crezut că o să iasă așa tâmbălău. Eu am vrut doar să trag un semnal de alarmă în presă despre cât de ușor se pot fura tablourile din muzee. De când s-au disponibilizat paznicii, vedeți și dumneavoastră. Adică pentru un amărât de articol ne-ai băgat un Nu, ajutor! Ajutor! Bă, scrie un articol despre mine! Scriu! Ce vrei, mă, cu el? Lasă-l în pace, nu vezi ce mic e? E ca tine când... Îmi pare rău că n-aveți și aceea luxul de la club. A, stai, este mai micuțule, e tot ce ne trebuie, stai, liniștit. Dar ce aveți în alea? Sunt niște tablouri, știi, cu Hitler, cu naziști, acoperire. Dacă află presa de cuibușorul nostru de nebunii, să zicem că e un cuib de legionari, înțelegi? Ca să n-avem probleme cu nevestele. Mai bine legionari decât gagicari, știi? M-am prins, de-aia ați luat și aerul ăsta de ilegaliști, așa, bănuiesc, așa agățați gagicile. Da. Normal, mă, micuțule. Ați văzut, șeful, că v-a raportat în adevărul. Păi dacă emițătorul a te-a dus la hoți, de ce nu i-ai arestat? Ia auzi-a, păi pe mine m-a dus la hoți, că eu eram închis acine la Bulău. Pamărâtul de pupăză. Și are el competența să aresteze hoții? N-are. Și în plus nu l-am lăsat eu ca să-i aresteze. Căci că fiindcă vreau să-i las pe hoți să ne conducă la restul tablourilor, ca să... Hăt să mă abat asupra lor și să vi aduc pe toți legați încătușați și băgați așa câte unul în fața la matare, cu tot cu capul de-o perete. Da. Hai, fetelor, hai, sunați odată când caha sună. Alo, da, aici șeful de cuib. Heil, camarad! Numele meu este Wehrmacht Schmidt. Sunt un vechi simpatizant al mișcării legionare. Vreau să vă felicit pentru reînvierea ei și să donez 10.000 de euro pentru dotarea cuibului. Vă mulțumesc! Asta-i, nu leșina, idiotule!
Da, da, vă aștept, când veniți? Sunteți la colțul casei, la Cotroceni 18, imediat. Nu leșina, idiotule. Hai! Toți! Și, hai! Hai, mă scuzați, nu vorbeam cu dumneavoastră, cu un coleg de cuib, cu un găinaj numai. Și poftiți, intrați, vă rog. Bine, tu, come here, zusammen, ales cuiben, der cuiben. Da, da, cuibul îmi place. Are aerul luptei de clasă. Ia, ia. Numai că vestimentația dumitale cam lasă de dorit. Mă dezamăgește. Ce? Păresc cam golănaș. Sigur sunteți legionar sau e doar vreo scrocherie ca să scoateți? Vai, da, mă, și nici, domne, sunt legionar din tată, în mamă, în fiu, am și tablou cu fiurierul, dacă nu, câte că vă arăt aceea. Ia uite ea. Poftiți să... Asta e, de fapt, mă scuzați, e grădina Führerului Wehrmachtului, unde ieșeam să facă pipilică după amiaza Hitler și e, să, bă, ăsta e cu Hitler, autoportret Hitler, desenat de un șofer de-al lui în timpul liber, în pauza, de masă, la prânz le dădea pauză la ăștia, la șofer, e autoportret Hitler. Ăsta e Tonița. E... Da, e Tătăița, că așa este Lutasul Mare, Tătăița. Deci, hai, Tătăița, hai, stați că m-am... Stați. Să dau, să... Cu grijă să nu zgâriați, că e... Ăsta e... Grigorescu. Astea sunt tablourile Führerului, donate gărzii de fier. Zgardea de fier, dacă uitați, avea la zâtul lanț, avea un... Bravo, camarade, te felicit, m-ai convins. Meriți toți banii. Mulțumesc. Mă duc să-i aduc și îți mai dau încă 10.000. Bă, mergi încă 10.000, au inima. 10, încă 10.000, păraturi. Bine că ați venit, am găsit întreaga colecție de tablouri furate. Tonița, Grigorescu, toate desenele sunt în pivniță. Șeful bandei e unul gras care se dă drept șef de cuib legionar. Chemați întăriri că sigur nu-l putem dovedi singuri. Umflatul ăla e mârlanul și pe mârlanul dovedește și o muscă. Nu cred eu că e cel pe care îl căutați voi. Păi mârlanul nu se pricepe decât la desenele cu Tom și Jerry. Doamnă, l-am văzut cu... Ăștia sunt mână-mână. Ha, bine că ați venit, ră. Vă rog, nu mă omorâți. Ce ați vrea? De ce ești tu omor? Că doar ți-ai făcut datoria. Era și normal să mă reclami. Că și eu dacă eram în locul matare, mă reclamam singur. Ia vezi că ți-am înapoiat tabloul, la muzeu. Mersi. Mă duc să verific. Domnul Wehrmacht, domnul Wehrmacht, nu pleca, pleca. Uite, îți fac cadou o pictură, bre. Aia cu banditasul mare al lui Hitler. Păi, mărlane, tu chiar ai picturi? Păi și pe noi nu ne-ai invis, mă, la vernisaj? Nu, mă, nu sigur. Ce un cântă străi. Felicitări, Chiorete! Auzi? Rămâi spatele. Hai să ne luăm primele. Da. Dar sper că știi care e regula. Eu am mai mare. Eu am mai mare. A, de primă vom. Da și mie primă? Îți dau, mă. Dar cu suspendare. Dacă vrei. A, așa nu. Dă-i-o lui. Haide, haide. Dăm datoria, că acu ești în bani. Ce avea, visezi bani verzi pe perești? Ce? Ți-ar datoria, drăg? Ce datorie, fofăitul? Om, ce datorie, Chiorete? Băi, cine a luat, mă, tabloul ăla chinezesc? Ce ți-ar tablou de râs? Ia, bă, că numai bani, visezi, ți-ar banii ai, drăg. Păi, șeful, ia zi ce-ți vrei. A mai părut fruncaș celebru pentru competența mea? Dar de ce mi-ați luat banii, bre? Hai! Și banii de luna viitoare mi-a dus singur. Eu? Da. Hei, hei! Da, acum sunt toți. Ah!
Mă, de cauza ta, fonfoitule, ietă! Că ai vrut să-l bat? Să-l bat! Multe, șeful! N-ați văzut în reclamele alea de la medicamente? Acest medicament se poate prescrie... Marțea și joia. Am învățat-o, dar când o spun... Multe, șeful! N-ați văzut în reclamele de la medicamente? Acest medicament poate fi... Ce zic eu, că e chiar e, nu? Da, gata, nu, acum chiar... Acest medicament se poate elibera. Cadescule! Așa că trebuie tava să vă aduc și ciorba. Să mâncați de acolo.